Senatorul Lucian Iliescu și deputatul Marin Anton, doi dintre cei mai cunoscuți politicieni giurgiuveni, și-au anunțat revenirea la PNL Giurgiu astăzi într-o conferință de presă. Se poate spune astfel că cei doi demnitari au revenit acasă, știut fiind, cel puțin în ceea ce îl privește pe Lucian Iliescu, că PNL Giurgiu a fost sub conducerea acestuia cea mai puternică forță politică din județ. Fac precizarea foarte importantă, dincolo de aprecierea mea și va fi exprimată și de colegi pentru domnul Iliescu, pentru domnul Anton. Este remarcabil că dumneavoastră vin acum în PNL într-un moment dificil pentru organizație. Nu vin să împărțim beneficiile unei victorii, vin să contribuie la obținerea unei victorii. Ori acest lucru cred că relevă foarte bine momentul, dar și personalitățile celor doi colegi. Eu unul sunt convins că prin venirea dumnealor vom beneficia și de plusul de experiență și de suplimentul de argumente și în această nouă conjunctură PNL are în continuare convingerea că va câștiga bătălia din 5 iunie și pentru ce înseamnă câștigarea primăriei municipiului Giurgiu cu Nicolae Florian, viitorul primar, și câștigarea majorității în Consiliul Județean. Astăzi este o zi importantă pentru prezentul, dar și pentru viitorul organizației PNL din județul Giurgiu. Chiar dacă astăzi este în 13 aprilie, vreau să vă spun că e o zi cu ghinion pentru adversarii și competitorii noștri politici. De ce spun asta? Pentru că astăzi, în 13, prin întoarcerea acasă a domnului senator Lucian Iliescu, un simbol al liberalismului în județul Giurgiu, și a domnului deputat Marin Anton, liberal și om de dreapta prin tot ceea ce face, astăzi o să spunem așa, dacă pot să spun așa, să mi se îndeplinească și visul de a fi schimbată și va fi schimbată prefecta județului Giurgiu. Nu spun asta cu răutate, n-am spus nimic despre activitatea prefectei de Giurgiu atât timp cât a reprezentat un guvern politic, dar nu pot să nu-mi exprim încă o dată nemulțumirea față de activitatea, de obediența și de acțiunile domniei sale atât timp cât reprezintă un guvern neutru, un guvern tehnocrat. Și mi se pare firesc să fie schimbat. N-am să vă vorbesc despre cei doi oameni politici, din punctul meu de vedere, poate cei mai importanți oameni politici ai momentului din județul Giurgiu, pentru că știți foarte bine. Domniile lor, așa cum a spus colegul meu, nu vin ca să împartă nimic cu noi astăzi, vin ca să mai pună o cărămidă două la construcția unei politici de dreapta, unei politici liberale în județul Giurgiu. Am spus din totdeauna că ușile Partidului Național Liberal sau porțile, ca să fie într-un sens mai larg, sunt deschise. Ați scris de-a lungul timpului că ne-au plecat mulți oameni. Eu v-am spus de-a lungul timpului că e adevărat, au plecat mulți oameni, dar ne-au venit și mai mulți. Că ne-au plecat oameni de calitate, aici am un dubiu. Oamenii de calitate sunt aici prezenți. Au venit acum alături de noi. Cei care au plecat n-au făcut nimic altceva decât să se situeze de partea cealaltă a baricadei față de Partidul Național Liberal. Sunt oameni care, din punctul meu de vedere, atunci când ar fi trebuit să muncească, atunci când partidului i-a fost greu și partidului e greu în opoziție, au încercat să și-au și reușit să plece, să fugă, să migreze. Sunt anumite instituții care spun să roiască în partide și partidulețe mai mici. Este un moment în care PNL-ul strânge rândurile și asta toată mulțumirea celor doi copreședinți ai PNL-ului de astăzi, domnului Beanu și domnului Ștefan, pentru că au avut o contribuție deosebită la readucerea și tratativele care au stat în spatele acestei veniri.
au un merit deosebit. Sper ca să pun foarte tare umărul să câștigăm atât primăria cât și Consiliul Județean pentru PNL Giurgiu, așa încât vorbele sunt mai puțin importante pentru noi, faptele sunt cele care ne vor caracteriza și toate dorințele noastre vor fi transpuse în practică dacă avem fapte deosebite. Ne batem cu un PSD puternic. Eu cred că încă mai poate fi destructurat, pentru că dacă o să vedeți, în PSD astăzi sunt marea majoritate a primarilor care vin din zona de dreapta, așa încât eu cel puțin le voi spune permanent că viitorul guvern și viitorii 4 ani de guvernare în România vor fi de dreapta. PNL-ul va avea un cuvânt greu de spus și cred că își va asuma viitoarea guvernare, așa încât orientarea primarilor și orientarea oamenilor de dreapta din județ trebuie să fie corectă. Politica în viitorul 4 ani va fi de dreapta și vreau și doresc și fac tot posibilul ca în jurul PNL-ului să adune o echipă puternică de dreapta, pentru că numai așa putem avea o dezvoltare corespunzătoare a municipiului și a județului. Suntem într-o stare de izolare, suntem într-o stare, vorbesc de județul Giurgiu și de municipiul Giurgiu, suntem într-o stare de izolare, de izolare economică, suntem într-o stare în care Giurgiu este unul din cele mai, poate cel mai sărac județ din România, declarat nu de noi, ci de statistici europene și clare din punctul ăsta de vedere, chiar dacă s-au făcut foarte multe lucruri în ultima perioadă, nu s-a făcut așa cum trebuia să facă și în Giurgiu e nevoie de politici de dreapta, politici care vor fi aduse numai de către Partidul Național Liberal. Asta a fost și rațiunea pentru care s-a discutat foarte tare. Am venit aici, cred în unitatea forțelor de dreapta, cred că vom avea puterea să aducem cât mai mulți oameni lângă noi. Cred că tuturor le va veni mintea la cap cum ne-a venit și, hai să nu zic nouă, să zic doar mie. Da? Și rațiunea este cea care trebuie să învingă. Probabil că am și mai îmbătrânit. Eu am avut și mari ambiții. Eu sunt un om destul de orgolios. Las orgoliile deoparte. Las înțelepciunea vârstei să spună cuvântul și cred că astăzi am făcut un gest înțelept și încă o dată mulțumesc celor care au dorit să lucreze cu mine și au văzut în mine un om care poate avea și a munci corect într-o echipă pentru a câștiga politic, a câștiga PNL-ul. Este o zi foarte importantă pentru cel puțin persoana mea de față astăzi aici. Întoarcerea în cadrul Partidului Național Liberal împreună cu bunul meu prieten Anton Marin, care a fost tot timpul preocupat de Giurgiu, indiferent unde s-a aflat. Și a suferit și el destul de mult, mai ales alături de mine, pentru nedreptățile care au fost în această perioadă după ce am făcut alegerile în mandatul acesta care este spre sfârșit. Vreau să mulțumesc în primul rând celor doi copreședinți, doi oameni deosebiți, și am descoperit pe un om că l-am cunoscut mai puțin, dar l-am descoperit pe Gigi, așa îi zice toată lumea aici, Ștefan, și vreau să vă spun că un om deosebit l-am cunoscut pe Gigi, că mi-a plăcut ce cuvinte mari și frumoase a spus la întâlnirea pe care am avut-o eu cu dânsul. Și n-am să uit niciodată. Nu l-a interesat niciun fel de problemă personală sau să-l simți că are, așa cum se spune, interes.
Și interesul dânsului a fost de a face o alianță puternică între cei doi copreședinți și chiar am văzut cât de mult s-a bătut cu conducerea partidului la nivel național să putem să avem un dialog cu domnul Blaga. Vreau să fac câteva precizări. În primul rând, am venit cu gânduri bune, după o suferință destul de mare, aproape 4 ani, în care am încercat să mă exprim cât mai puțin aici, în Giurgiu, și să-mi spun un punct de vedere asupra celor care astăzi sunt la conducerea acestui municipiu și județ. Sigur, poate am mai vorbit și lângă prieteni, lângă oameni, dar trebuie să spunem că nu merita Giurgiu, din partea liberalilor, care nu-i mai avem pe lângă noi, acești oameni care n-au înțeles nimic decât numai dorința de interes personal, fără să facă niciun fel de sacrificiu, și mă refer la conducerea fostă a Partidului Național Liberal, de la Giurgiu, și știți foarte bine prin ce momente am trecut personal, când m-am trezit că mi se închide poarta și n-am putut să mai intru în acest sediu. Eu am să sprijin foarte mult pe cei care vor fi candidații noștri. În primul rând, se creonează așa la municipiu primar Floricel, Nicolae Floricel Florian, un băiat care acum cred că realizează și el cât de mult a greșit intrând într-o alianță sau într-un fel de prietenie cu niște oameni care nu-s de calitate sau n-au fost de calitatea, cel puțin, așa cum spuneam, al lui Floricel. A dat și voturi la jumatea de drum ca să poată să-l ajute pe acest actual primar pentru binele Giurgiului, a gândit și el. Dar, sigur, eu am avut putere să-i spun în momentul acela că nu a făcut sau nu face un lucru bun pentru Giurgiu, că a făcut acest lucru. Mie nu mi-era frică sau și nu mi-e frică nici astăzi de concurență, dar trebuia să-și joace cartea și el, cartea lui. E, de data asta are posibilitatea să-și joace cartea lui, suntem cu toți alături de el și vă spuneam că am venit cu gânduri pentru a ajuta Partidul Liberal, atât eu cât și Marina Anton, și cred că o să fie mai mulți oameni că vor veni aproape, pentru a putea avea un primar giurgiuven, un om din Giurgiu, pe acest Floricel care a fost o demnitate extraordinară, ce v-am spus mai devreme, că a fost în stare să-și dea voturile, poate acolo când nici n-a gândit că nu trebuie să facă acest lucru. Și, de asemenea, referitor la județ, am căzut de acord inclusiv cu Marina Anton să sprijinim și să avem candidatul nostru pe Beianu Dumitru. Un băiat care am spus multe despre el și nici astăzi nu pot să nu spun că a fost incorrect cum am procedat cu el datorită presiunilor avute din partea membrilor de partid liberal care astăzi nu mai sunt lângă noi. Faptul că acum 20 de ani domnul Iliescu s-a repetat o istorie care e și de acum, aceea de reveni în PNR, de a veni în PNR, în condiții în care PNR avea o situație foarte șubredă, în sensul că acum 20 de ani PNR avea în jur la 3-4 primari și o situație, sigur că din punct de vedere electoral, destul de incertă. După câțiva ani, domnul Iliescu a reușit ca PNL-ul să-l aducă pe primul loc în România. Deci PNL-ul de pe ultimul, printre ultimele locuri cum era atunci, a ajuns pe primul loc pe România ca număr de parlamentari, ca număr de alegători și practic a fost un efort deosebit pentru Giurgiu. Eu sper că această istorie să se repete
și PNL-ul să-și recapete valențele și potențialul pe care îl are. În istoria lui, PNL-ul la Giurgiu a făcut o groază de realizări de la acest sediu până la care suntem cu toții, care a fost realizat de către domnul Iliescu la vremea respectivă, împreună cu conducerea PNL-ului, împreună cu obiective, investiții de sute, de zeci de miliarde, e vorba de apă și canale, e vorba de sediu primăriei și multe, multe alte obiective, deci dacă ar fi să le enumerăm. Și consider că venirea dânsului e un lucru extraordinar de favorabil și de bun și sper că prin efortul pe care îl va depune dânsul să facă în așa fel ca domnul Floricel să dezvolte orașul, să aducă obiective de investiții, să aducă investitori și să poată să realizeze din municipiul Giurgiu un municipiu de forță. Și eu doresc să felicit pe parlamentarii noștri, pe domnul senator Iliescu și pe domnul deputat Marin Anton, pentru oamenii ai faptelor, pentru înțelepciunea de care au dat dovadă în întărirea familiei politice liberale și în municipiul județul Giurgiu. Sunt convins că acum Partidul Național Liberal, atât la nivel de municipiu cât și la nivel de județ, se va întări și va demonstra că trebuie să revină și sunt convins că va reveni pe primele locuri în România și în Giurgiu, în preferințele alegătorilor. Vreau să precizez că în municipiul Giurgiu, Partidul Național Liberal se întărește, nu se dezbină așa cum se lasă impresia și începând cu ziua de astăzi, constat că și conducerea Partidului Național Liberal începe să se întărească, începe să se aplece cu expertiza pe care o au conducătorii asupra tuturor problemelor și întăririi unității partidului în prag de alegeri electorale. De asemenea, și pe dumneavoastră, oamenii de media, oamenii de presă din municipiul județul Giurgiu, vă felicit pentru înțelepciunea de care ați dat dovadă să fiți alături la această revenire a celor doi oameni ai faptelor, oameni personalități ale noastre, ale domnului Iliescu și ale domnului Marin Anton. Țin să mulțumesc întregii conduceri liberale pentru ajutorul pe care mi l-au dat până în prezent și care mi-l dau în continuare. Le mulțumesc anticipat. De asemenea, îi mulțumesc domnului primar Lucian Iliescu pentru îndrumarea în realizarea unor obiective care cred eu că sunt necesare și utile pentru giurgiuveni. La finalul conferinței de presă, senatorul Lucian Iliescu a oferit în exclusivitate pentru TV Giurgiu o declarație în care s-a referit la cei doi candidați ai PNL, Florian Nicolae și Dumitru Beianu. Pentru mine amândoi sunt foarte cunoscuți și cred că nu numai pentru mine, o mare parte dintre giurgiuvenii noștri sunt oameni ai Giurgiului, oameni care au muncit aici și sigur că pentru Florian Floricel am o dorință prioritară pentru că această muncă pe care sunt convins că o va face de azi încolo, adică din mandatul acesta el, am o experiență și vreau și în felul ăsta să mai mi-alin și eu din nemulțumirile ceea ce s-a întâmplat în ultimii ăștia 4 ani vis-a-vis de orașul Giurgiu, drept pentru care el va fi, după mine, un om ascultător și va ști ceea ce trebuie să facă în continuare. Am spus și mai devreme, s-a grăbit că putea să fie primar cu un mandat în urmă, cedându-i locul actualului primar. Nu mai se poate întoarce vorba nimic, dar în orice caz, de acum încolo, este un om al Giurgiului care va fi un primar deosebit. Suntem alături de el, cu experiența noastră, și ca primar, și domnul Beianu ca președinte al Consiliului Județean. Deci sunt posibilități ca să refacem la Giurgiu o echipă pentru a da încredere oamenilor din Giurgiu. Oamenii din Giurgiu nu-i convinși cu vorbe, oamenii din Giurgiu-i convinși cu fapte. Cu cât vom face mai multe lucruri pe care le-am vorbit și le realizăm, cu atâta, bineînțeles, vor avea satisfacție oamenii respectivi pentru primarul ales sau pentru președintele județean ales. Așa trebuie să gândim.